Salutare, dragii mei youtuberiști, suntem aici cu Andrei. Salut, Andrei. Salut, Eddie. Îmi tremură Ramona, dar sperăm că e ok stabilizarea. Astăzi vom vedea niște chestii la un Logan care l-avem aici. Și o să vedem cum a rezolvat Andrei niște probleme nerezolvate de Dacia, ca să zic așa. Sau nu s-a dat atenție la ele. Și vedem cum le-ai făcut, mă. L-ai ușor. Muncă de chinez, așa, un pic, da, nu? Ușor. Nu e prima Dacia, a doua Dacia. O parte din problemele știam și le-am făcut din prima săptămână, altele pe parcurs, că Logan n-am mai avut. Am înțeles. A zice să începem din spate, unde s-a băgat cel mai puțin bani în mașina asta și de către Renault, părerea mea. Și după aia ajungem în față, unde se vede că s-au gândit oamenii cât de cât. Am înțeles. Bun, pentru asta înainte vă rog un like, un subscribe, un share, ca să puteți de înainte, cum spun de fiecare dată. Și hai să vedem cum a rezolvat Andrei problemele la acest Loganaș, care este un semi-full option, luat din Reșița, ai zis că e luat, nu? Eu l-am luat de pe site-ul lui Dacia direct, a stat un an la Reșița, nu l-a cumpărat nimeni și când a apărut Loganul 3 trebuia dat și mi l-a dat și cu 500 de euro discount, așa, ca să fie bine. Ca să nu fie rău, știi, adică... Da, ideea e că, uite, fiecare mașină are povestea ei și când întâlnești o mașină care are într-adevăr o poveste în spate, adică n-a cumpărat-o nimeni, gen, și după aia mai și deservește, observăm că este colantată pentru ride, după aia mai și deservește omul în adevăratul sens al cuvântului, adică își scoate banii și face treabă, atunci chiar o iubești mai mult. Și credeți-mă că acestei mașini chiar i s-a dat atenție. Hai să vedem cum a bibilit-o. Ai zis că începe din spate. La ce te referi că începe din spate? Salut, Edi. Salut. Să începem cu ce se vede. Un cheddar în plus, care poate nu se vede, poate se vede, dar te ajută să-ți scadă consumul la viteze peste 100 de km la oră și reduce și zgomotul. Și costă aproape nimic. Și îți mai intră apă? Deloc. Ia, deschide-l puțin ca să vedem unde vine. Se vede clar dunga. Se vede clar dunga, e cauciuc moale. Luat din târg, de pe aleile din târg, nu știu cine îl face, e ieftin, e accesibil. Am înțeles. Da, ca la toate daciile, nimic capitonaș pe aici, na, totul low cost. Am mai băgat eu ceva pe aici, dar nimic. Tablă. Așa, înăuntru la portbagaj ce ai făcut, ia? Băi, maica mea m-a inspirat când a spart o sticlă de ulei de măsline și am pus cordelinele astea. Că ea, săraca femeie, când a închis portbagajul la alt Logan, a spart o sticlă de ulei. Deci gândește-te cât s-a chinuit femeia să curețe pe aia mașina. Am înțeles. Și ai pus alea ca să vezi exact unde vine balamaua, nu? Da, să nu spargi întrolările la client, să nu sparg eu vreo sticlă de ulei de măsline, să nu avem probleme, că nu căutăm probleme, căutăm o viață frumoasă. Bine, asta nu era neapărat o problemă nerezolvată de Dacia. Bine, el, Dacia putea să îi vină aici cu un capitonaj, exact, gen, știi? Exact. Dar erau costuri în plus. Las că am pus o cordelină, că asta în România descurcăm. Aici încă un pic de garnitură, ca să evităm parazitarea aerodinamică, să nu furișe, să nu meargă mașina înfrânată. Mici detalii de astea, când mergi tare cu mașina, te ajută până pe la 1%. Și costă aproape nimic. Asta a fost 3 lei pe metru la Dedeman. Pe bune, adică 3 lei pe metru. Am înțeles. Le-ai puse de mult? Că văd că ele stau. Păi stau. Sunt lipite, nu știu. 3 luni, 4 luni. De când m-am apucat de ride, de transport alternativ, ca să nu mai zic ride. Doamne, știu, influență. Am înțeles. Bun, vedem că este modelul cu senzor de fabrică, nu? Da, cred că de-aia nu s-a vândut ea acolo, că fiind cea mai scumpă variantă, oamenii când cumpără Dacia caută să se ieftinească și unde nu trebuie să se ieftinească. La Logan nu ai vizibilitate când dai cu spatele, dar numai eu știu de câte ori m-a ajutat să nu dau peste oameni care s-au băgat prin spatele mașinii. Bun, hai să închidem portbagajul și să continuăm. Capacele ți le-ai luat din altă parte, nu? Da. Ce își fusiau jantele, ai zis, nu? Da, la viteze mai mari, deci pe bune, parcă mașina asta a fost gândită să nu ai confort la ea, dacă mergi mai mult cu 110-120. Am înțeles. Bun. Aici, din nou, problema noastră de la Dacia, că
asta e. Deci ai pus încă un cheder. Încă un cheder să nu fâșie, să nu se mai murdărească, să se creează mai puțin... Dar chiar că uite, deci nu ai nici pic de mizerie pe pragul ăsta aici. Nu mai are pe unde să circule aerul. Nu mai circulă aerul, nu mai depune praf. E simplu. Am înțeles. Astea le ai direct de la Dacia, iar. Le-am cumpărat de la un magazin din Pitești. Nu știu, au fost 70 de lei setul, nimic deosebit. Da, ce-mi place că, bine, găsești mai peste tot chestii de genul ăsta, dar nu-ți acoperă și partea asta de aici. Ele vin până aici, știu o chestie. Da, da, da. Și astea sunt special pentru Dacia. Aici, nu știu dacă are sens să desfacem, am pus modul pentru geamul cu impuls. Mașina asta are geamuri electrice cu impuls pe toate cele patru uși. A, nu a venit cu ele, nu? Nu, erau geamuri electrice ca la Loganul vechi, de trebuia să stai cu degetul un minut până când se le dea jos. Da, 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 știu. A, și ai venit tu cu impuls. Eu am un obicei, după fiecare pasager îmi place să ventilez mașina. Am început treaba asta decât cu COVID-ul și pare mai bine pentru sănătatea mea. Plus că unul poate fumează, nu-i treaba mea ce țigă și miroase. Da. Îți mirosul e mașină care nu are sens să rămână. Covorașele, ai zis că o chestie cu covorașele. Ia zi. Deci covorașele astea sunt super față de cele de la Dacia, sunt pe toată lungimea. Și intră până de desubt. Intră până de desubt și un mic detaliu, a cincea piesă, nici nu știam cum se numește, are o denumire în târg la Vitan, se numește a cincea piesă, a costat 10 lei și face... Este ceva extrem de bine, deci... Mi s-a urcat toată un pasager care săracul a călcat într-un... Căcat. Da, de la un cățel. Dacă n-aveam a cincea piesă, nu știu cum scoteam eu mirosul și toată treaba aia din mocheta mașinii. Așa, cu a cincea piesă, frumos, frumos, am spălat mașina. Mai ai ceva invenții pe aici, pe spate? Alte invenții... A, uite parasolarul ăsta din spate. Parasolarul pus, da. Da, și ăsta la fel, ca să nu se încingă, să... Un pic de confort, adică totuși suntem oameni. Alte invenții. Cotiera de Duster pe Logan, pentru că se poate, de ce nu? Deci asta e cotiera pusă de tine, luată după Duster și pusă aici. Am pus una din reprezentanțele Dacia din București, mi-au montat-o frumos pe scaun de Logan, după cum o vedeți, am factură, garanție, tot ce trebuie la ea. Ok. Băi, interesantă treaba asta cu chederele. 3 lei pe metru, deci asta poate să facă oricine. Ok. Acum cine știe, după clipul ăsta poate vedem că fac 7 lei cei de la Dedeman. Nu cred că sunt așa, atât de influent. Observăm aici scaune cu airbag-uri, nu? Da. Deci chiar mașina asta chiar a fost dotată. Mai dotată decât celelalte, că nu toate au airbag-uri în scaune și toate cele. Eu din 2015 am avut airbag în scaun pe Dacia. Asta e mai nouă, din 2020. Adică 2019, dar prima înmatriculare 2020. Bun, aici văd iar un alt cheder pus de tine. Da, da, ca să nu fâșe, m-am inspirat ce au făcut ei pe Duster. Am văzut la muncă pe Duster și am zis vreau și eu. Și l-am găsit la un băiat pe OLX 30 de lei. De ce să nu punem? Foarte tare. Mă, dar ai stat ceva. Adică, știi care e chestia? Te uiți la ele și sunt niște chestii minore când te uiți. Bă, ce mă? Toate dar nu toți se gândesc la treaba asta. Toate și... Vrei confort? Sunt niște chestii, da, interesante. Nu poți să te plângi, că nu vine nimeni să-ți dea confort. Voi confort exact. Îl faci. Și stai așa să dăm scaunul. Ai mai pus tu o cordeluță aici. Pentru ce ai pus cordeluța aia? Păi pentru sticla de apă tradițională care trebuie unui om la drum lungă, o sticlă de 2 litri, stăteam bine acolo. A, ai pus o cordeluță de aici în partea asta și nu-ți mai umblu prin mașină. 10 secunde. Sau dacă ar mai fi să mai discutăm ceva, nu știu dacă observi, lumină cu LED în torpedo, ca să vezi și tu ce acte ai pe acolo. Poate mai ai o casă de marcat, poate mai ai niște documente. Da, bine, la lumini se mai gândește omul, dar la chederile astea nu tot se gândesc, știi? Păi și ce faci? Te pleci că a fost și mașina? Dai 20.000 pe un Volkswagen? A, dacă ai bani ăștia, dă-i frate, dar nu toată lumea are bani. Da, da. Și ușa se aude altfel când o închizi. Da. Dar s-o auzi partea de pe spate cum se aude când îi pui un cheder. Ia. Da, nu se mai... Chiar dacă e tablă goală. Nu mai e sunetul de tigaie. Da. Bun. Prin față ai făcut ceva? Nu ai făcut nimic, e mașina standard. Da, nu, n-am avut ce. Deci eu sunt mulțumit ce au făcut până în stâlpul B, chiar și-au făcut treaba băieții de la Dacia, Renault. Bun. Văd că i-ai pus și un paravânt aici, gen. Am avut și eu pe anumite modele, dar nu mi-a plăcut. Și asta e o poveste. Îmi cumpăr eu de la Pitește de paravânturi, încerc să montez pe ăla de la pasager, s-a rupt. Și atunci am zis, gata frate, doar ăsta, atât ai trebuie, n-am mai montat niciunul. Și încă o chestie care nu știu dacă se vede foarte discretă,
mi-am luat piatră în parbriz, ca tot om în România pe DN-ul, și mi-am pus cu parasolar, pentru un pic de confort. Avem marcaj până aici, avem parasolar integrat, frumos, omologat, de producător. Ți-ai luat, stai așa să... Parbrizul e parasolar inclus. Vedem, deci... acest semn este pe, cu parasolar inclus, nu? Acest semn de parbriz. Păi, dar de ce să nu am și o parasolar? Numai la mașinile astea scumpe. Am înțeles. Nu e și eu. Oi, fii român. Hai să desfacem, cum e, să desfacem capota. Și știu că și aici e ceva interesant. Hai să vedem. Imediat. Dă-ți foto, că am și telefonul în mână. Observăm telescop frumos. Da, asta ajută foarte mult. Ia zi. Instalație de gaz pusă la un atelier foarte, foarte bun de pe strada Radovanu. Ei sunt foarte mari toți, băieții în galben îi cunosc. Uh-huh. Se schimbă foarte ușor filtrele, îți faci revizia în jumătate de oră. Sunt niște oameni de milioane, nu trebuie desfăcută cum e la instalația de fabrică a mașinii. Am înțeles, deci este un pic altfel făcută decât ce fac alții ca să... Sunt producători diferiți, sunt metode diferite de montaj, eu prefer treaba asta. Aici încă un pic de cheddar. Și aici ai pus. Un pic așa discret, zici că e de fabrică, nu? Exact, nu mi-am dat seama. Și acum dacă ar fi să facem o mică treabă, acum lumea o să zică, băi Andrei, tu în loc să faci curse sau să te duci la muncă, tu bibelești mașina. Ca să nu mai intre toți pufii, toate viespiile, toate cele, că astea costă bani. Și ai pus o plăsuță din asta, e plasă de țânțari autoadezivă de oblej. Da, frate, dar asta e 50 de lei filtru pe bucată. Dacă iei un fluture și ți se dezintegrează sau așa, ce faci? Tare, deci, tare, dacă, tare. Dacă e mașina ta și faci transport alternativ și nu vrei să te coste o mână și un picior, și acum serios, hai să vorbim ca bărbații, ai plătit un mecanic să-ți facă așa? Câți bani îi dai unui mecanic să-ți facă gestul ăsta? Nu poți tu să faci așa ceva? Eu niciodată n-am plătit asta la Dacia. Îți dai seama că e chestia foarte, adică, what the fuck? Da, adică... Observăm ce curat e motorul. Deci câți ani are mașina? 2 ani, nu? 2020. Da, 2020. Și ce-i faci, frate? Stai cu pensula pe aia, cu peluța de dinți, că e foarte curată mașina. Nu. Pur și simplu, de departe, cu jetul mic, nu cu putere, nu cu presiune, că zice aici... Aici n-ai voie, ia uite-l. Aici ai... Uite-ți că e clar. Ce zice? Da. N-ai voie cu presiune, dar n-a zis nimeni că n-ai voie să uzi compartimentul motor. Mașina se udă fâleașcă când mergi pe autostradă în ploaie. Da, da. Deci, dacă doar o clătești, e ok. N-am folosit solvent sau alte lucruri care să atace contactele sau... Nici o scurgere, nimic. Motorul arată foarte, foarte bine. Mai mi-au zis cei de la... E un 0.9, nu? 0.9. Mi-au zis cei de la Dacia că pe taximetrie au ținut 600.000 de kilometri mașinile astea de prin prima generație. Foarte tare. Și am zis că, băi, mai am 50.000. Acum, dacă vreți să facem o glumă și să râdem, uitați-vă și voi cum s-a pus masticul la motor. Deci, aici cred că și fiime de 6 ani putea să fac o treabă mai bună. Ia uitați-vă și voi. Zici că s-a jucat cu ceva. Da, zici că e făcută din bucăți, dar așa e originală, da, de fabrică. La mulți, de exemplu, ăsta iese bine. El e făcut să parcă iasă. Parcă l-am lipit. Pentru că dacă ăsta ți se ridică, gazele de la motor îți intră în habitaclu. Îți intră în habitaclu, da. Și nu vrei chestia asta. Bun, foarte mișto. Hai să vedem ce opțiune are mașina înăuntru. Da, am mai prezentat Dacia pe canal, adică nu e prima Dacia, dar ce m-a impresionat la ea e că i-ai dat o foarte mare atenție și atunci e normal să înveți și pe ceilalți. Uite-o, dacă spui un cheddar, nu mai fâșie, nu-ți mai intră praf, chestii de genul. În ce țară vrei tu de pe lumea asta, sunt două lucruri cele mai scumpe. Cel mai scump lucru care îl deții poate fi casa ta, al doilea cel mai scump lucru care îl deții e mașina ta. Da. De ce să n-ai grijă de al doilea cel mai scump lucru? Bun, deci, mașina, vedem aici, asta e așa că e o sticlă, deci avem start-stop-ul, observăm climă, monozonă, clar. Ce mai avem pe aici? Pilot automat, geamuri electrice, blocare geamuri, observăm ăsta de la Renault aici sub volan pentru volum. Degetul. Da. Deci deja eu nu mai gândesc când dau mai tare, mai încet sau tai volumul. E foarte intuitiv. Da, da, păi te obișnuiești cu el. Volanul cu comenzi pentru pilot automat,
observăm ceasurile cu galben, așa frumos alea. Da, 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 varianta mai exclusivă, dacă putem să ne exprimăm. Așa, avem și tableta. Tableta cu de toate. Cu de toate și, cum spuneam, și cotiera care e pusă de el. Și, bă, ți-ai pus perniță, tu dormi la volan, nu? Da. Am zis că merit să stau și eu cu capul. Da, știi ce era mișto? Trebuia să-ți cumpăr de pe Amazon, de aia cu Bentley, știi? Cu semnul de la Bentley frumos, știi? Era, da, era o treabă, da, știi? Nu m-am gândit, nu, dar data viitoare ții, nu? Următoare așa o fac. Volanul nu e piele, este volanul de plastic normal. Cocobaul. Da. Bun. Referitor la activitatea de ride, zi-mi și mie, ce consumai pe această mașină? Fac aer condiționat, 8-9, depinde câți pasageri, depinde ce greutate. Nu, hai să zicem cu aer condiționat, pentru că vorbim 12. De ride, a? 12, frate. 12, deci nu, nu știu ce s-a întâmplat. Deci 12 gaz, te referi. 12 gaz. Ok, cât costă o revizie la o mașină de genul ăsta? 0-9 TC 2020. Despre ce vorbim? Că dacă ulei, vorbim despre... filtre, ulei. Păi un pic, hai să o luăm pe siguranță. Ia zi. Gazul. Ca să faci revizie la gaz, să nu facem kabum. Așa, kabum. 90 de lei la 15.000 de kilometri. Ok, este foarte acceptabil. Uleiul, eu nu sunt un exemplu. Am un prieten, îl știu, de 15 ani. Îmi ia 50 de lei să-mi schimbe uleiul. Deci manoperă. Manoperă. Filtrul de ulei. Uleiul, nu știu, vedeți și voi pe piață. Până în 200 de lei oricum. Până în 200 de lei. Eu văd că... am băgat un total quartz. Nume pe ideea de Dacia. Văd că n-ai schimbat anvelopele, lăsat tot pe de iarnă? Sau te gândești să-ți cumpere altele ele la iarnă? Ele sunt all season. A, all season. Și eu numai all season am avut pe ultimele 3 mașini. Într-adevăr, se vede că se tocesc mai tare vara. Au pe undeva pe la 40.000 de kilometri. În mod normal le țin până la 60.000. O să le schimb pe cele față la sfârșitul verii, începutul toamnei. Cele de pe spate, nefiind greutate pe puntea spate, nu simt că nici nu se vede vreo uzură, chiar dacă sunt cumpărate set. Da, 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 am înțeles. Bun, ce să zic? Apărătorile de noroi ca să protejăm caroseria. Cele din spate sunt pentru cei din spate, care respect pe oamenii din trafic. Cele din față sunt pentru pragurile mele, ca să am și o mașină. Păi da, dar nu a venit Dacia cu ele? Niciodată, niciuna. Nu. A, deci astea spuse de tine. Da, 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 când mi-au livrat mașina, e a doua mașină care... fix la procesul de livrare, am plătit în plus, mi l-au montat. Nu accept să merg cu mașina neprotejată. Am înțeles. Deci așa arată mașina, vedem și proiectoare. E varianta cu LED de zi. Da, bun. E o mașină bună, s-au ars două becuri în 2 ani. Pe fază scurtă, atâta tot. N-am avut nicio problemă cu ea. Motor, nimic, nicio eroare, nimic. Nimic, 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 nimic. Cum spuneam, acum Dacia știm foarte bine care minusurile ei, e clar, cum ți le-ai rezolvat și tu, pe partea de confort. Că motoare de 1.0-9.0 mai sunt pe, și la producătorii foarte mari, adică nu vorbim de motor. Știm minusurile lor, dar uite că se pot rezolva, oameni care sunt ușor tipicari și au grijă de, la chestia asta, la confort, le rezolvă. La câte Dacii sunt în trafic, sunt foarte puține care sunt în serviciu. Adevărat, și e o mașină economică. La 4 dimineața, când te duci prin centru vechi sau când faci orașul pe la 4 dimineața, o să vezi o grămadă de Dacii în trafic. Exact. Oamenii care fac bani și care se uită la cât te costă pe kilometru, nu se duc la mașinile care sunt mai scumpe. Că e business până la urmă, nu e sentiment. Da. Bun, cam asta a fost Dacia care am vrut să vă prezint la modul de plus confort, adică cum a dorit omul să-i dea un plus de confort. Mulțumesc, Andrei. Cu dragă, din. Și noi o să mai revin, noi o să mai facem un vlog, dar... suntem un pic mai serios. Da, un pic mai serios. Mai plictisitoare, vlogul. Dar să nu cumva să vă plictisiți, că s-ar putea să plătiți. Exact. Hai să întorc camera. Noi vă zicem la revedere, pa, pa! Un like, un subscribe, un share să puteți să dăm înainte. Aceasta a fost mașina care v-am prezentat-o astăzi. Și ce să zic, hai, pa, pa! Și hap după dulap, un pic de promo, să fim și noi business ca orientalii. Nu uitați că flotabolt.ro sunt acum frați cu noi. Dacă vrei să faci Bolt, Uber, Black Cab, sună-l pe Bogdan la numărul afișat pe ecran.
sau înregistrează-te pe flotobol.ro cu codul EDB, vei beneficia de copii conforme și ecusoane gratuite, vei avea atestatul gratis în cazul în care nu-l ai și mai mult decât atât, încep promoțiile în flota noastră. Sună-l pe Bogdan Bro, EDB.